Las că ne întoarcem și... Opa, văd roșiori. Da, e nașpa lupta asta. Da? Da. Cred că o să facem mai multe înregistrări. Bine că am salvat. Și nivelul ăsta 5. Da. What the fuck, the ghoul that guards the lighthouse. Da, e nașpa. Te bă, dracu. Și Lupin Horror. Mamă, și smulți în spate. Fă ceva, dă cu ulei de la ca se miște greu, să pot să dau eu cu foc. Fă suprafață de ulei. Păcate, suprafața de ulei, gata, nu pot face, este foarte mic. Da, nașpa, mai investește acțiune în de-aia. Ia uite cum are ăsta, cutia toraci, că ești în afară. Bun, întâi și întâi o să fac un fire elemental. Da. Pe suprafața de ulei. El oricum dacă ia foc, se vindecă. Mm. Deci îmi place maxim cum face asta, cum scoate așa el pieptul în față, știi? Look at my muscles, I am so strong. Mie îmi place so cum, cum ies flutter din umeri. Hai! Da. Eu dădusem, nu știu de ce nu-mi ia niciodată când dau ăla. Trebuie să omorâm foarte repede ghoul-ul ăla. Pentru că ghoul-ul ăla rezurectează scheleții ăștia și da? Toate chestiile. Da. Ok, deci ăla e top priority. Da. O bag și pe Madora la înainte atunci. Nu, no? Lasă mai... Da, mă rog, da. Hai să zicem eu. Am crezut că vrei să... Păi Madora o strimit lângă ghoul și dacă e de ăștia, îl dau eu un fireball între ei sau ceva. Foarte s-o multă viață, Ok, nu e bine că am pus Madora acolo. Da, ți-am zis să nu o pui acolo. Aolo, și mai trag și ea cu foc. Ok. Da. Hai, folosește vraja aia. Aia o folosesc pe ghoul, da? Da. Da? Nu a dat atât de mult damage. Păi nu, pentru că plouă de aia. Acum poți să și ataci, cred. Nu, nu știam. Ăla o să explodeze. Oh, shit. Madora scoate-o de acolo, omule. Îi dau poțiuni. Are deja poțiuni. Păi de aia zic, o să-i dau să bea poțiuni. Da, o să scot. O să o trimit pe ghoul, de fapt. Nu! Nu? E prea puternic ghoul-ul sau ce? Da, da, bine că ai mai tragi tu în Madora. N-am cum să trag de Madora, n-am cum. Tu ești. Da, știu, pot doar să dau un fireball în spate. Da, trebuie să văd cum îl centrez ca să nu o lovesc pe Madora. Folosește tasta B ca să vezi mai bine. Nu, că gata, am văzut cum să-l centrez. Bă, a luat-o și pe Madora? Nu, n-a luat-o. Nu. Bine. Hai că eu o vindec pe aia. Vindec-o. Îi dau și niște porțiuni. Și după ce am vindecat-o, nu mai pot să mai fac altceva. Mamă, frate, dar ce... Deci o scot de aici? Da, mă, adu-o înapoi. Și lasă ghoul-ul acolo. Nu, ghoul-ul ăsta. Deci ea nu face nimic în lupta asta? O să ne apere. A, nu mai pot să folosească. Shit. Nu mai am, să-i dau să bea și o poțiune, dar nu mai are destul încât să folosească. Omoară cățelușul. Mamă, săracu, deci ăsta al meu înghite la damage. Dar noroc că au dat aia cu burning, i-a mai dat heal. Când mai explodat câte ceva... Corect. A, pecat. Oh, boy. A, bun, bine mă, Madora, mă. Ai văzut ce capac i-a dat? Am văzut. L-a plafonat. Ăla s-a vindecat? Ce dracu? Deci ăsta rezurectează și vindecă DJ-ul ăștia. Păi s-a vindecat pe el, gen. Avea mult mai mult din viață. Și asta poate face, da. Hai, fă ceva. Hai răbdare, ho. Mi-e atât de sete. Am o sticlă de vin, dar n-am cum să desfac. Nașpa. Tu să-mi fac vreun desfăcător. Tu omor cățelușul ăsta de lângă Madora sau strag în ghoul? Da? Da, o trage în cățel. Sau nu, că în cățel poate să dea Madora. Bine. Ghoul. Cu fireball dacă poți.
Nu mai am, e pe cooldown momentan, am făcut o zonă de aia de foc sub el. Da. Gata, nu mai am ce să mai fac, mai mult atâta. Mai pune și tu ulei sub el dacă poți, când poți. Ca să-și ia mai mult de la foc. Dar de ce plouă mereu, băga mea și piciorul? Nu știu, așa e vremea pe aici. Mamă, ia uite, un lacăt pe... un lacăt mov. Face un damage ăsta al meu. Bă, dă-i să bea. Îți dau. A dat miss. Să moară măsa. Să bea. A, am uitat. Am înțeles, dă să dea. Și-a dat miss. Fuck. Cred că moare. Da. Bă, la cum a ajuns acolo? S-a teleportat. Uite, exact așa. Să la cam adora. Trebuie să o reînviem, avem scroll, parcă, nu? Da, da. Da, ce? Nu poți să o reînvii în luptă, sau ce? Dacă tu crezi că noi supraviețuim lupta asta... Eu zic că da. Eu zic că nu. Ăsta o să înceapă să rezurecteze scheleții și lupii și tot. Eu nu am scroll resurrect. Nu ai scroll resurrect, hai. Ba da, resurrect scroll. Dar îmi zice că not enough action points, what the hell? Păi nu, trebuie multe action points, ce vrei. A, deci nu putem să o resurrectăm în luptă. Nașpa. Poți, dacă sar tu peste tura asta, o să-ți mai rămână niște, o să mai primești niște action points tura viitoare, dar nu, nu faci asta. Am făcut un elemental unde am putut să-l fac. Am vrut lângă Ghoul, dar nu mă lăsa. Eu tot în ăla încerc să dau. E nașpa că presupun că ea nu o să-și ia experiență pe lupta asta, nu? Dacă ba, am cred că da. Da? Sperăm. Nu știu. Te drag aici. Acum cățelul se duce la Iahan. Bă, dar e nașpa, dacă l-ați poate teleporta așa, e trist. Da. Bă, cât dau ăștia să moară Gigi? Dau tot în Ghoul? Da, dă în Ghoul. Trebuie să moară ăla neapărat. Hai că măcar dă în elementalul meu. Da. E carne de tunsă la cum beau elemental. Și așa a fost, dragilor, că elementalul de foc s-a dus și s-a sacrificat pentru păcatele noastre. Băi. Și a fost scris în cartea lui Magic Johnson. E cam nașpa. Că va veni o zi când Magic Johnson va zice că uite, e am pus nașpa. Niște ulei sub ăla, poate trage și tu cu foc. Sub cine ai pus? Sub Ghoul. Da? Gata. Sub am tras el. Foc. Hai, chiar stai că poate mort. Moare acum, stai așa. Hai, Ahan, hai. Spală rușinea națiunii. Bine, mă! Bine, acum trebuie să-i omorâm și pe restul. Am 1500 XP, dar Madura nu și-a luat exact cum am zis. Nu știu. Nașpa, săraca. Eu asta o să rămân în urmă cu levelul. Bă. Hai să fii atent când se... Antene sunt. Hai că își mai ia niște damage de la foc ăla. Aproape, a murit. De la foc, moare de la foc cățel. Ce prostănac. Hai că okay, now it is me. S-a, s-a făcut fireball-ul? Nu. Cât mai are? Nu știu, mai are. E pe cooldown bine încă. Gata, este stunned. O tură doar. Hai mă, marș mă de acolo. Noi stăm bine. Eu am destule poțiune oricum. La mine toate poțiunile sunt pe Madora. Care Madora săraca e scrum momentan. Bă, tot nu s-a refăcut mă la 3 țărție. Ce zice acolo? Câte ture mai are? Fuck! Praf l-am făcut pe ăla. Păi nu, unde scrie câte ture mai are? Nu scrie still in cooldown. Not enough action points, still in cooldown. Ești tu la grafică, cum arată mai... E nici la jumate. Da. Cred că pot să dau 2 sau 3 fireball-uri maxim pe luptă.
în funcție de cât de lungă e lupta, dar așa părea. Hai, unde e ultimul schelet? În spate. Da, uite-l, l-am văzut. Hai, magic! Hai că avem, ia uite cât loot avem de colectat. Și trebuie să o sculăm și pe prietena noastră din morți. Da, încă cel puțin, încă 3 ture mai trebuia să mai aștept pentru Fireball. Îmi place cum scrie Undead Wet Archer. Este atât acum, nemort cât și wood. Acum am fi și electrocutat, a, nu, n-a fost. Undead Wet Shocked Archer. Dar chiar, trebuie să-și ia mai mult damage. Că e wood. Gata. Hai, îi dai resurrect? Gata, îi dau resurrect. Săraca se sacrifica pentru noi. Ia vezi cum stă cu experiență. Unde vezi? Jos de tot, e o bară galbenă. Are mai puțin ca noi. Asta e? Are, și-a luat ceva, dar are mai puțin ca mine. Și oricum și eu cred că am mai puțin ca voi, că am murit și eu atunci în lupta aia. Bă, eu sunt între 7 și 8. Cum te uiți la action bar. A, și eu la fel, înseamnă că e la fel, înseamnă că am murit după lupta atunci. Cum facem cu zona asta? Trebuie să faci să plouă. Să plouă, să plouă. Uite, i-am zis să plouă. Nu mi-e frică să mă ud, uite, i-am zis să plouă. Gata. Așa. Aerourile lasă-l tu. Hai că astea le iau eu. Ia uite. Fertigkeit, Smagischen Gipfels. Gift files. Magical Arrow, skillbook. Am luat-o eu pe aia. Uite și că mie înțeleg că este de... Trimite-mi și mie săgețile. Ce săgeți? Nu cred că am luat. Care le-ai luat? Uite-te în... Mă uit, dar nu cred că le-am luat. Că am văzut niște săgeți și am zis că ți le las ție. Nu, n-am luat săgeți. Sunt la rubrica de magici, de magie. Identified Metal Armor of Air. Mamă, require 10 strength. Asta e pentru Mador, altă da. Eu primit. Clubbering time, one-handed weapon. Noi nu putem să folosim, adică mă rog. Așa, un dagger, iară. Scooter, folosește cineva de la noi? Nu. Mamă, am găsit un scut portocaliu. Bă. Asta o să valoreze mult bănet. O să valoreze multe cărți de skill. Pam, pam, am intrat în lighthouse. E un trapdoor aici, ia uite. Am intrat în trapdoor. Hai și tu aici, că e un nemort. E o fantomă. Vii jos? Da, m-am venit. Samson. Stai puțin. Samson nu prea are bani, are 5-6 doar. What's this? Living eyes that can see the shape of death? Avert your gaze, wonder if you are looking upon the phantom of a murderer. Zim despre tine. Și la fantome, tell me about yourself. Așa, da, tu, așa, perhaps the gods have my crime and stripped me of the... Așa, bun, deci s-a comis o crimă și a ajuns fantomă. El trezește... E legat de un quest. Așa, that indeed is the tainted title I must bear and deservedly so, for so 15 years ago, the day it was that I set up top my lighthouse, the flame unlit and watched on as a pitiable ship crashed upon the cliff and got devoured by greedy waves. Ah, deci el a omorât, din cauza lui e nava aia distrusă, da. Înțeles. Why did I commit such an act of blood, jealousy, anger, the bitter anguish of a broken heart? Those are the ancient ills that drove me to madness. Desdemona was on board as I knew she would be. My wife, the delicate beauty of whom I was sure she was betraying me with her friend, the dashing Faladar. Possessed I was by the demon of envy, ire and torment, I decided that if I had her love no longer, only death could take her from his mistress, and so I sat here. Mamă! Nașpa! The perished vessel below, that the extent of my fence downed on, overcome with guilt, I sought escape through the hangman's noose, but the rest was not to come. Skeletons roam the lands of us. Farewell! Ne-a zis plecăm. Opa, rubin. Rubi, vreau rubin. Am luat un rubin. Bravo.
cu bășmeche suntem, nu... Și rămăsim fără bani. Bă, da, citesc eu bine sau plantele astea poate să ne dea action points? Poți să le folosești pentru poțiuni. Ah, îmi scrie că action points chestia. Nu, adică te costă atâtea puncte de acțiune. Ah. A, și sus nu putem să urcăm, am înțeles. Nu. A, deci asta a fost tot, a? Da, asta a fost tot. Cu lighthouse-ul. Și trebuie să vorbim cu DJ-ul ăia să le spunem că am făcut toată treaba pentru ei. Aha. Stai, trebuie să vorbim între noi, vino încoace să ne sfătuim. Frate, hai. Ai un semn de exclamare galben deasupra capului. Așa. Write a story that goes head to tell. Not every day one hears about a lighthouse keeper shine sinking ship because his wife proved to be unfaithful. Ah, a pitiful creature, torn up so badly by the loss of love that it led him to commit murder. I almost feel sorry for him. Nu, mie nu mi-e milă de el, este un monstru! Ești vindictiv, eu sunt forgiving. Sunt for her giving. Opa! Ah, am crezut că pot să trec pe aici. Uite nava lui soție sa, cum e înfipt acolo într-un țep. Please do, I'll make a fact again! How did it go? Don't spare any details. Now that was an interesting clip the grid from your ears and I'll tell you all about it. So let me get this straight. There's a ghost inside operating the lighthouse and you managed to do away with the bad beasties. Sounds like a job well done. Bye. Și că ei au făcut-o, a zis? Da, așa o să mintă. I need a moment to reflect. For the gods of all source hunters ought to be as altruistic as I without exception. It does feel quite good to give one... those in need. What sort of soul is so soft-hearted as I've become? It's absurd. No, mă, hai. Pune-mă așa. Așa. S-a trebuit să zic your generosity honors our esteemed order. Merci. I know it does. Așa. Așa, hai acum să ne teleportăm înapoi în oraș. Da, de ce? La North Gate. Pe ca să vorbim cu Aureus. Hai. Păi nu ne mai place să mai explorăm? Mai vrei? Păi. Salvează jocul, salvează salvăm jocul. Salvăm aici și tura viitoare continuăm cu questurile pe aici. Mergem pe urmă în oraș. Păi avem oricum waypoint-ul, deci putem să mergem acum repede la Aureus. Hai mă. Băi. Și ne oprim acolo? Da. Hai. Bine. Mai vindem chestii. E asta vindem unde? North Gate sau unde mergem? Da mă, North Gate. Și hai înapoi la Aureus. Now where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Piramida. Ah, there it is. Faraonule, hai. Până găsesc eu piramida, cred că te ajungeam din urmă. Ai văzut că ai găsit-o repede. Sorry, sir. Eu zic că la punctul de vânzare o facem în afara înregistrării, pentru că oamenii au văzut destule cumpărături. Ios, nu uite-i pe ăștia. Ăștia minte. My brave troops were just telling me how they proudly vanquished the undead near the lighthouse. Did you get to witness my valiance? Yep, quite the pair of heroes you have there. Really, I could have sworn we were the ones who inspected the lighthouse. Ce să le zicem, mă? Să fim a dracu? Nu știu, ce zici? Mă enervează ăștia parcă puțin, că puteau și ei să zică că au... Puteau să ne ajute. Sau puteau să zică că da, au clearuit lighthouse-ul cu ajutorul nostru. Da. Nu că au dar n-au zis, singuri. Așa că ei e bulangii, hai. Suntem îi dăm și noi bulangii? Îi dăm în gât, nici nu ne-au ajutat, nici nimic. Da, bă, corect. De ce să fim buni? Așa. Blunt, blunt. Uite cât XP am luat. What in the hell is the meaning of this? You cowered from your duty and tried to claim the reward despicable, unworthy of the Legion. O să-i trimită la curățat WC-uri. Du-te, bă, și duceți-vă și curățați cartofi dacă sunteți nesimțiți. Back again. Da, cam atâta, nu? Cam asta a fost pentru astăzi. Dragilor, ne vedem în episodul următor. Până data viitoare, națiunea se joacă. Salutare! Salut!